Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții, în care intervin unitățile de măsură pentru lungime, arie și volum. Haideți să începem! Un drumeț a parcurs o distanță în 3 zile. În prima zi a mers 0,375 din distanță. A doua zi a mers 0,4 din Rez și încă 8 km. A treia zi a parcurs restul de 28 de km. Ce distanță a parcurs drumețul în cele trei zile? Haideți să notăm cu D distanța. Și atunci să desenăm un segment care să reprezinte întreaga distanță. În prima zi știm că a mers 0,375 din distanță, dar pentru a vedea exact cât reprezintă asta din desenul nostru, ar trebui să transformăm într-o fracție ordinară. Și atunci vom avea 375 supra. 1000 pentru că avem 3 decimale. Și haideți să simplificăm această fracție, spre exemplu, prin 25 și atunci haideți să vedem ce obținem. 375 Împărțit la 25 este 15, apoi 1000 împărțit la 25. Dacă ne gândim la faptul că 100 împărțit la 25 este 4, înseamnă că 1000 împărțit la 25 va fi evident 40. Observăm că această fracție nu este irreductibilă, o mai putem simplifica încă o dată prin 5 și atunci vom avea 3 supra 8. Și atunci trebuie să împărțim în 8 părți egale pentru asta. Avem mai întâi jumătate. Apoi avem sferturi și apoi avem optimi și în prima etapă, în prima zi a mers 3 pe 8, înseamnă că am parcurs această distanță. Haideți să vedem restul 1, să îl desenăm. A doua zi a mers 0,4 din rest și încă 8 km. La fel, 0,4 înseamnă 4 pe 10, putem să simplificăm prin 2 și atunci obținem 2 pe 5, asta înseamnă că avem nevoie de 5 părți egale și vom considera două dintre ele și încă 8 km. Asta înseamnă că voi mai considera încă o bucățică din următorul segment. Avem două segmente și ceva. Așa că aceasta este distanța parcursă în a doua zi. Haideți să vedem restul 2. Să îl desenăm. Și știm că în a treia zi a parcurs restul de 28 de kilometri. Haideți să vedem acum mersul înapoi. Noi știm că această porțiune este de 28 de kilometri și atunci observăm că cei 28 de kilometri nu corespund la un număr egal de segmente. Nu avem trei segmente egale și atunci observăm că dacă vom adăuga și acest 8 se obțin trei segmente egale. Ceea ce înseamnă că pentru a afla cât reprezintă doar un segment vom avea 28 plus 8 împărțit la 3 și atunci avem 36 împărțit la 3 și obținem 12, ceea ce înseamnă că un segment de felul acesta reprezintă 12 km, asta înseamnă că restul 1 este 12 ori 5 și atunci obținem 60 de km. Și acum dacă restul 1 înseamnă 60 de km, atunci observăm că cei 60 de kilometri corespund celor 5 părți egale din distanța inițială, așa că pentru distanța inițială vom avea 60 împărțit la 5 ori 8 pentru că aveam 8 părți egale. Și atunci 60 împărțit la 5 este 12 și 12 ori 8 înseamnă 96. Și în concluzie, distanța parcursă de drumeț a fost de 96 de kilometri. Haideți să mergem mai departe. Un bazin cu volumul de 1,08 decametri cubi este alimentat de două robinete identice. Dacă într-o secundă printr-un robinet curg 0,00006 decametri cubi, în câte ore se va umple bazinul? Haideți să vedem cum rezolvăm această problemă. Noi știm că printr-un robinet, într-o secundă curg 0,0000 metri cub de apă. Și atunci haideți să aflăm prin două robinete cât apă va curge. Și atunci avem prin două robinete, timpul nu se modifică, timpul rămâne în loc, este același indiferent dacă pornim un singur robinet sau două. Și atunci două robinete, într-o secundă și când înmulțim cu 2 vom avea 0,000012, adică 6 ori 2 de cubi. Și acum ar trebui să vedem cu cât să înmulțim ca să obținem volumul de 1,08. Așa că haideți să luăm separat să facem împărțirea. 1,08 împărțit la 0,, 0, 0, 0, 0, 12. Întotdeauna la o împărțire, împărțitorul trebuie să fie un număr natural. De aceea ar trebui să facem o transformare. Observăm că împărțitorul nostru are 6 decimale. Asta înseamnă că ar trebui să înmulțim cu 10 la 6 -a atât de împărțitul cât și împărțitorul. Așa că haideți să -l luăm separat. 1,08 înmulțit cu 10 la 6. -a ar trebui să mutăm virgula peste 6 decimale, dar nu avem 6 decimale, avem doar 2. Asta înseamnă că mutăm virgula și dispare și vom completa cu zerouri. Mai avem de completat cu încă 4 zerouri. Așa că vom avea 1080000 împărțit la 12, pentru că în momentul în care înmulțim împărțitorul cu 10 la 6, se întâmplă exact ce ne doream, să devină un număr natural acum, haideți să facem împărțirea. 12 se cuprinde în 108 de 9 ori și avem chiar 108 și vom adăuga cei 4 de 0. Asta înseamnă că trebuie să înmulțim cu 90.000 și haideți să vedem ce obținem. Numărul de robinete rămâne neschimbat, ceea ce se modifică de data aceasta este timpul și volumul. Și atunci 1 ori 90.000 este 90.000 și avem 90.000 de, de secunde și volumul evident devine 1,08 de metri cubi. Și acum haideți să ajungem să transformăm în ore. Mai întâi. 90.000 de, de secunde, dacă vrem să le transformăm direct în ore, putem să împărțim la 3600, dar haideți să facem dreptat. Noi știm că un minut are 60 de secunde, asta înseamnă că mai întâi putem, putem să transformăm în minute, Scăpăm de un 0 și avem 9000 împărțit la 6. Și acum 6 se cuprinde 9 o singură dată, ne rămâne 3 în 30 de 5 ori. Și observăm că ne mai rămân 2 de 0, asta înseamnă că avem 1500 de minute. Haideți să transformăm acum aceste minute în ore, să mai împărțim încă o dată la 60, din nou în 0 cu 0 și avem 150 împărțit la 6, 6 se cuprinde în 15 de 2 ori, ne rămâne 3 și 6 se cuprinde în 30 de 5 ori. Asta înseamnă că avem 25 de ore. În concluzie, cele două robinete vor umple bazinul în 25 de ore. Haideți să mergem mai departe. Un teren de 76,5 hectare a fost împărțit în trei parcele, astfel încât prima parcelă este de 3 ori mai mare decât a doua iar a treia parcelă este cu 8,2 hectare mai mare decât a doua. Determinați aria fiecarei parcele. Așa că haideți să notăm mai întâi necunoscutele, să spunem că avem ABC, ariile celor trei parcele, Și haideți să citim din nou enunțul. Știm că prima parcelă este de 3 ori mai mare decât a doua, iar a treia este cu 8,6 hectare mai mare decât a doua. Asta înseamnă că cea de-a doua are suprafața cea mai mică și atunci B este un segment. Întotdeauna începem cu numărul mai mic. Apoi, dacă vrem să-l reprezentăm pe A, știm că prima parcelă. Este de 3 ori mai mare, asta înseamnă că vom avea 3 segmente egale, iar a treia parcelă este cu 8,2 hectare mai mare. Asta înseamnă că avem acest segment micuț plus încă un segment pe care vom scrie 8,2 hectare. Și în total terenul are 76,5 hectare. Haideți să vedem cum putem rezolva. În primul rând, haideți să scăpăm de acest segment care nu se cu celelalte, este un segment diferit și să aflăm practic cât este suma segmentelor egale. Și atunci din 76,5 vom scădea 8,2. Haideți să facem împreună această operație. Avem 76,5 minus 8,2. Și obținem 5 minus 2 este 3, 6 minus 8 nu se poate împrumutăm, 16 minus 8 este 8 și în loc de 7 rămânem cu 6 și am obținut 68,3 hectare. Mai departe, haideți să vedem câte segmente egale sunt. Păi observăm că la B avem un segment, la A avem 3 segmente, și la C avem un segment. Asta înseamnă că în total sunt 5 segmente egale și dacă suma lor este 68,3, haideți să aflăm acum cât este un singur segment și avem 68,3 împărțit la 5. Haideți să luăm separat să facem împărțirea și vom avea 5 se cuprinde în 6 o singură dată, avem 5, iar 6 minus 5 este 1, coborâm pe 8, 5 în 18 se cuprinde de 3 ori, obținem 15 și rămânem cu 3 și observăm că trebuie să scriem virgula la rezultat și să-l coborâm pe 3. Și acum 5 se cuprinde în 33 de 6 ori, obținem 30. Și nu mai avem ce să mai coborâm de sus, însă noi știm că la finalul numărului putem să adăugăm oricâte 0 ori vrem după virgulă. Asta înseamnă că putem să coborâm în 0 și atunci 5 se cuprinde în 30 de 6 ori ceea ce înseamnă că rezultatul este 13,66 și atunci dacă un segment este 13,66 înseamnă că B este egal cu 13,66 hectare, adică a doua parcelă are suprafața aceasta. Haideți să mergem mai departe, să-l aflăm pe A. Observăm că A este format din 3 segmente egale, asta înseamnă că avem 13,66 ori 3, Haideți să facem înmulțirea și vom avea 3 ori 6 este 18, 8 scriem, 1 reținem, 3 ori 6, 18 plus 1 din minte, 19, iarăși 1 reținem, 3 ori 3 este 9 plus 1, 10, și 1 reținem, 3 ori 1 este 3 plus 1, 4. Și pentru că avem 20 male la 13,66, înseamnă că numărul nostru va avea 20 decimale Și numărăm de la dreapta la stânga, asta înseamnă că a este egal cu 40,98 hectare. Și acum, haideți să-l aflăm pe ce? Observăm că ceul este format dintr-un segment plus încă un segment micuț de 8,2 hectare asta înseamnă că vom avea 13,66 plus 8,2, așa că haideți să vedem ce obținem. Pe 8,2 îl putem scrie ca 8,20. Asta înseamnă că vom avea 6 plus 0 este 6, 6 plus 2 este 8, apoi 3 plus 8 este 11, 1 reținem, și 1 plus 1 din minte este 2 și am obținut 21,86 de hectare. Și în final, știați că grâul este cea mai cultivată plantă din lume? La început, boabele de grâu erau consumate crude, apoi au fost prăjite sau fierte în apă, iar în final, prin măcinarea lor între două pietre, s-a obținut făina din care se face pâinea. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Pe un teren se cultivă grâu în patru zile astfel. În prima zi, 3 pe 7 din toată suprafața, a doua zi, 5 pe 8 din rest, în a treia zi. 0 perioadă 3 din noul rest, iar în a patra zi 5 hectare. Determinați cât hectare are întreg terenul. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.